De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Doamne Iisuse, Tu ai rostit aceste cuvinte înaintea ucenicilor Tăi acum 2000 de ani. Prin Duhul Sfânt rostește-le din nou pentru inimile noastre, deschide-ne urechile, deschide-ne ochii și atinge voința noastră. Nu numai să aflăm ce ne spui Tu, ci să și vrem să ascultăm de Tine. Amin. Amin. Mulțumim. Luați-o. Mulțumim pentru cuvântul Domnului. If we had a testimony time this morning and we gave people the opportunity to come up here on the stage and share what they struggled with. Dacă v-am întrebat pe fiecare să ne spunem cu ce vă confruntați dumneavoastră astăzi, if I were honest with you, I would tell you that one of my struggles in sin is the sin of worry. Dar m-ați întrebat pe mine, v-aș spune că păcatul meu este păcatul îngrijorării. I'm curious, how many people in the room can relate to my struggle? Cine suferă de acest păcat al îngrijorării? Well, today Jesus has words not only for my heart, but for all of us. Dar cuvântul acesta din partea Domnului este nu doar pentru mine, ci pentru noi toți. I've entitled the message today, Rest in the Kingdom. Odihnește-te în împărăția lui, e titlul mesajului meu. And I want you to see the hope, because I think a lot of people raised their hands. I saw a bunch of hands. The King of Kings provides rest for those who are anxious. Dar împăratul împăraților dă odihnă pentru cei neliniștiți. Many, many years I struggled, when I started struggling with worry, I justified it every time it came up. De-a lungul anilor, de câte ori m-am îngrijorat, am spus, am dreptate de ce să mă îngrijorez. You know, you've got concerns in your life, and when those things pop up, it's normal to be anxious. Mă gândesc la asta, mă gândesc la aia și normal să mă îngrijorez, mi-am spus eu. And one day, my wife came to me, and she said, Stephen, I don't think you're understanding the implications of what's going on in your heart. Ștefane, mi-a spus soția, nu-ți dai seama care sunt urmările îngrijorării în viața ta? We have ways of not listening to our wives. Dar câți bărbați ascultă ce le spun soțiile? I said, no, I'm not struggling with sin, no. I'm just struggling with normal things. N-am păcate, eu cu îngrijorarea mă lupt, dar nu cu păcate. But I started chewing on that because down deep I knew she was right. Dar cuvintele soției nu m-au părăsit și încet, încet mi-am dat seama, are dreptate.
And I'll never forget it. One day I was driving home. Mergeam acasă într-o zi. The Spirit of God was dealing with my heart. Și Duhul Domnului vorbea inimii mele. And as I was driving up the street right before our house, it was as if the Lord just impressed on my heart and I saw what worry really was in my life. Și atunci mi-am dat seama ce lucrare face îngrijorarea aceasta în inima mea. The worry that I was experiencing wasn't just concern, it wasn't just the desire to plan. Nu erau doar dorințe, planuri, nu de asta e vorba. It was deep-rooted unbelief. Și mi-am dat seama că de fapt rădăcinile îngrijorării mele este necredința. It was a lack of trust in the divine care of God. Nu aveam credință că Dumnezeu se poate îngriji de toate trebuințele mele. You may be like me this morning, but maybe you've not gotten to that place of recognizing what worry and anxiety really is. Poate sunteți ca mine, dar vă e greu să recunoașteți lucrul acesta. But I pray this morning as we look at this passage that you will begin to see that worry is a belief that God will get it wrong. Rugăciunea, îngrijorarea deste, e fapt o credință că Dumnezeu nu va reuși tot ce a plănuit cu mine. And worry is actually a demonstration that we do not believe that God is powerful enough to care for us. Pentru că nu cred de fapt că Dumnezeu se poate îngriji de toate trebuințele mele. The Sermon on the Mount is Matthew chapter 5, 6, and 7. Cuvântările Domnului Iisus în aceste trei capitole, 5, 6 și 7 din Matei. It describes the kingdom of God. Vorbește despre împărăția cerurilor. And this is extraordinary because it describes the people who have come up under the rule and the reign of God. Și cum gândesc și cum sunt cei care locuiesc în împărăția lui. You see, these are people and everyone this morning who by the grace of God has trusted in Christ are now in the kingdom of God. Dacă prin harul Domnului ai crezut în Domnul Iisus Hristos, ești plasat în împărăția cerurilor. We look forward to a future kingdom. Da, așteptăm și împlinirea tuturor făgăduințelor acestei împărății. But biblically speaking, the kingdom is already but not yet. Împărăția s-a coborât în inimile noastre și împărăția va veni, după cum a spus Domnul. By grace through faith alone, those who trusted in Jesus Christ, the kingdom is present spiritually within your heart. Pentru când ai primit pe Domnul Iisus, El vine cu împărăția Lui în inima ta. And God desires that all of us who are anxious and have a tendency to get overwhelmed, He desires that we experience the peace that only He can bring. Și de aceea atâtea versete despre îngrijorarea care Domnul o știe și vrea să ne dea pacea Lui. The word worry, anxious in this passage, is the idea of to care for or to be troubled with. A îngrijora înseamnă a-ți păsa de, a te neliniști de ceva. One of the words that is used here in the language of the day had the idea of insomnia. Cuvântul este asemănător cu insomnie. How many of you have gone to bed recently? Câți v-ați așezat seara în pat? And your mind is racing with worries. Dar mintea nu poate să doarmă. Again, I want you to be honest with me. I'll raise my hand. But how many other people? Câți din dumneavoastră vă culcați, dar mintea nu vrea să doarmă. Worry is giving way to anxiety or unease. Și de la îngrijorare la starea aceasta de insomnie. It's allowing one's mind to dwell on difficulty or troubles. Pentru că mintea ta se fixează asupra unor stări neplăcute. Worry strangles us. Și parcă îți ia răsuflarea. It strangles us of our peace, of our joy, of our hope. Îți ia pacea, nădejdea, bucuria, îngrijorarea. And I don't know about you, but what's amazing about worry is that it dwells not only on actual problems, but potential problems. Se gândește îngrijorarea numai la situații existente, dar te gândești dar la și cele potențiale.
But today we're going to see six things to consider as we look at this passage. Șase lucruri din cuvântul Domnului ori de câte ori ne îngrijorăm. The first one that we have to consider is we need to consider our treasure. Primul, care este comoara ta? Așa spune textul. You may be thinking, what in the world are you talking about? Ce are îngrijorarea cu comoara, vei întreba? Well, we've got to see the context of the Sermon on the Mount and what Jesus just said. Să privim cadrul în care Domnul Iisus vorbește despre îngrijorare. Go back to verse 19, and I'm not going to read all of these verses, but I want you to see just verse 19. Versetul 19, premergător îngrijorării. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. In verses 19 through 24, Jesus starts to ask questions. Domnul Iisus pune întrebări de verificare oamenilor. He asks the question, where is your treasure? Unde este comoara ta? This morning, what do you love more than any other thing? Ce-ți place mai mult ca orice pe lumea astăzi? What do you live for? Care este scopul vieții tale? What is it you think that if you could just get it, everything would be okay? Ce credești, dacă ajung să apuc ce-mi doresc, toate se vor rezolva. In this passage, Jesus also describes eyesight. Al doilea cuvânt care Domnul îl descrie ca să ajungă la îngrijorare sunt privirea spre care o îndreptăm. But he's not speaking about physical eyesight, he's speaking about spiritual eyesight. Nu vorbește de probleme cu ochiul, ci probleme de privire. He wants us to understand when we gaze on the wrong things and we put our hope in the things of the world, our eyesight spiritually is bad. Pentru că spre ce privești și în ce pui nădejdea, aceasta poate să-ți facă îngrijorare. It's only when our eyes are gazing on the kingdom of God that our body is illuminated with light. Dacă ochii mei privesc împărăția Domnului, lumina împărăției începe să pătrundă în mine. Where is your treasure? How is your eyesight? Unde e comoara și unde ți este privirea? But then he asks, who is your master? A treia întrebare pe care o pune Domnul Iisus până la îngrijorare este, cine e stăpânul tău? And Jesus wants us to understand that when our treasures are in the wrong place, it inevitably affects worry and anxiety. Pentru că dacă comoara ta ți-ai pus-o pe acest pământ, normal îngrijorările și privirea sunt afectate. This is one you have to dwell on for a while because sometimes we just don't like to admit what the Spirit does when He convicts us of our treasure. Dar Duhul vrea să ne punem privirea, a țintim privirea noastră la comoara care nu se poate pierde. I want you to consider something this morning. Everyone in the room worries when what we treasure the most is at risk. Fiecare de noi se poate îngrijora când comoara ta este riscată. If you treasure your health above anything else, dacă sănătatea ți este comoara, you seem very peaceful while your health is good. Sănătatea e bună, pacea e în tine. But the moment you get a bad report, you know what happens? Dar imediat ce doctorul spune ceva, you panic. Panica pornește. If you treasure your career above all else, everything's good when work is going pretty good and you're having promotions. Cariera este bună, promoția lucrează. But the moment things get rocky at work, your treasure will be revealed in your panic, in your anxiety, in Dar your worry. Dar orvesterea din partea angajatorului îți ia pacea. You fill in the blank with whatever treasure it is. Jesus is showing us when we treasure the wrong thing, it leads to a very nervous heart. Orice îți este comoara, va duce la îngrijorări. In the passage right here in verses 19 through 24, Jesus specifically says you cannot serve God and mammon. Și Domnul Iisus spune nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona în 24. If you treasure materialism and you treasure money more than any other thing, you've got a lot of worries to deal with. Pentru că când mamona, banii sunt comoara ta, mari sunt îngrijorările. The more you accumulate,
the more things on your mind. Pentru că fie că strângi sau fie că pierzi, îngrijorarea te preocupă. So this morning, as we go through this section, consider your treasure. Unde îți este comora? Now keep reading with me here. After he reads verse 24, let's look at verse. Notice what he says in verse 25. Don't be anxious about your life, what you will eat or what you will drink. Versetul 25. Nu vă îngrijorați de viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea. Or about your body, what you will put on. Sau trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. You see, all of these things are necessities for living. Dar toate acestea sunt necesare vieții aici pe pământ. And Jesus is wanting us to understand that God will meet our needs. Și Dumnezeu știe acestea și El le va împlini, spune Domnul Iisus. The disciples would have understood the world that we're looking into. Și ucenicii trăiesc în aceeași lume care trăim și noi. The predominant person in this society was very poor. Pe vremea aceea, săracii, ca și pe vremea de acum. They had many concerns about day-to-day living. Fiecare se îngrijora ce se va întâmpla cu ziua de mâine. It was a world that dealt with famine and floods and the need for daily supplies. Foamete și pe vremea aceea, potop și pe vremea aceea, nevoia zilnică și pe vremea aceea. They were often worried about the very next meal. De o se va întâmpla? De unde va veni masa următoare? Because there were few rivers and because there were so many droughts, they didn't know if they were going to get water. Într-o țară ca Israel, unde nu sunt ape și fluvii ca la România, ca în România, apa e o problemă foarte serioasă. And their clothing was a lot different than ours. They had an inner garment and an outer garment. Problemele lor mai puține, de ce? Pentru că oamenii aveau două haine doar. The outer garment was incredibly important because without it they could freeze at night. Cămașa și haina, dar haina aceasta era și acoperământul, pătura sau plapuma lor noaptea. There are so many concerns, but I want you to see that Jesus is saying, when you consider your life, you have to trust I am capable of meeting your needs. Dar Domnul Iisus spune, eu știu lucrul acesta și Tatăl meu știe și El se va îngriji și de lucrul acesta. This morning we have to ask ourselves, not just theologically, because a lot of times I'll tell you what I believe, but my heart is not really believing it. Da, teologic e una, dar inima e alta. Crede inima ce cunoaște mintea. If you're like American Christians, if I asked right now, I'll give you this example. Hai să vă dau un exemplu. How many believe God is capable of taking care of you? Raise your hand. Că Dumnezeu se poate îngriji de tine. Cine crede lucrul acesta? I mean, what are you going to do? You got to raise your hand, right? Dar trebuie să ridici mâna, nu? Te uiți la fratele păstor, a ridicat mâna, trebuie să ridici mâna. But if I say how many of you are living as if it's true, I'm not going to make you raise your hand, but immediately you see the difference. Dar cum trăiești după această credință? Aici nu te mai pun să ridici mâna. The second consideration, not only consider your treasure, consider the birds. Domnul Iisus a spus acum, nu doar comoara, privește păsările cerului. He says, look at the birds of the air. Privește la păsările cerului. If we would just look around at creation, we're reminded of God's power and His care. Frumusețea creației îți arată de puterea și grija lui Dumnezeu la tot ce ne înconjoară. You know the song that many times we sing in America, His eye is on the sparrow and I know He watches me. El pasărea privește, spune cântarea, nici de mine nu va uita. But in the other account, in Luke's gospel, you know what it refers to these birds as? Dar această predică este rostită, citată și în Evanghelia după Luca. Și știți cum o numește acolo păsările cerului? It refers to these birds as ravens. Îi numește corbi. You may be thinking, well, who cares? Cui pasă de corbi? It's really important because in the Old Testament, the raven was considered unclean. Dar corbul este o pasăre necurată în Vechiul Testament. But Jesus wants us to understand. Și Domnul Iisus vrea să spună. His kingdom has come into the world.
împărăția cerului a venit căci am sosit eu în lumea aceasta. And the King of Kings who now reigns in our hearts is concerned about our lives. Și domnia lui în viața mea e interesată de orice mă neliniștește. If he cares about the unclean raven this morning, dacă how much more those that are his? Și de păsări necurate îi pasă, d-apoi de copiii săi. Consider the birds. Uitați-vă la păsările cerului. But he also wants them to consider their inability. Uitați-vă lipsa lor fizică pe care au păsările acestea. Have you considered lately that when we worry, it is an illusion of control? Dar îngrijorarea de fapt este o iluzie că tu ești stăpânul vieții tale. In fact, in 1 Peter it tells us to cast our anxieties on him because he cares for us. Și de aceea la 1 Petru spune aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși se îngrijește de voi. Right before he says that, he tells them to be humble. Smeriți-vă, spune, sub mâna tare a lui Dumnezeu. The implication is this. Care e implicația? It's not just an illusion of control, it's proud self-control. Îngrijorarea nu este doar o iluzie a controlului, ci o mândrie. I don't know about you, but it's tough for me to accept that, but that's God's word. E greu să recunosc că sunt o persoană mândră când mă îngrijorez, dar aceasta sunt concluziile cuvântului. And Jesus shows them the futility for doing this. He says, "And which of you by being anxious can add a single hour or cubit to his span of life?" Și cine de voi chiar îngrijorându-se poate să adauge ceva la înălțimea lui? People debate whether or not he's speaking about your height or he's speaking about how long your life is. Versetul 27, măcar un cot, vorbește Domnul de înălțimea fizică sau vorbește de un ceas la lungimea vieții? But either example demonstrates the point. Dar oricum ar fi, punctul este clar ce vrea să spună Domnul. I am very tall and my wife is very short. Eu sunt foarte înalt, dar soția mea scundă. We look very funny together. She's really short. Nostim. But you know what? That affects our children. Dar nu noi suntem afectați. Copiii noștri sunt afectați. And I have 6 kids. Cam 6 copii. We're going to take an offering right now. I'm just kidding. Facem o strângere, dar glumesc. I've got 4 boys and 2 girls. 4 băieți și 2 fete. And I love my children. They're very dear to me. Scump sunt copiii mie. My daughter is my oldest. My oldest daughter is 14 years old. Copilul cel mai mare, o fată, 14 ani. She is very tall. Foarte înaltă. But the problem to my boys is my daughter, who is very tall, cares nothing about basketball. Dar fetei mele nu interesează să joace basket. And my boys look at me and they're like, "Dad, I wanted to be tall like you." Și băieții scund sunt, tată, vreau să cresc eu ca tine, să joc basket, tată. I'm like, blame your mother. Dă vina pe mama ta, le-am zis, eu ce pot să fac? I can't make them any taller. Nu pot să adaug un cot la înălțimea voastră, aș vrea. They would want me to try to stretch them. Aș vrea să întind să se lungească. I can't help them dunk a basketball. Și nu pot să-i ajut să ajungă la coș cu mâna. In the same way, what is our worry accomplishing? Și atunci ce bun e să te îngrijorezi? It's humbling because I know, I feel like I speak at the center of this passage. Mă gândesc că aici este miezul predicii despre îngrijorare. But if by God's grace we would just listen to the words of the King. Dar să ascultăm, să avem răbdare la cuvintele împăratului. The book of Psalms says that God has our days ordained for us. Zilele noastre sunt numărate, spune Psalm și Iov. We are to work hard and we are called to be good stewards of our body. Da, suntem chemați să fim buni spravnici ai
tuturor darurilor. But we have to realize we cannot add to our life. Dar orice aș face, nu pot lungi lungimea vieții mele. On the other hand, one famous doctor in America spoke about the fact that he's never seen a man die of overwork, but he's known a lot who have died of worry. A spus un doctor, n-am văzut pe unii care muncesc de prea multă muncă, dar am văzut murind de prea multă îngrijorare. The great Charles Spurgeon said, anxiety does not empty tomorrow of its sorrows. Spurgeon zice, îngrijorarea nu ia îngrijorarea zilei de mâine. It only empties today of its strength. Ci ia puterea zilei de astăzi. Consider your treasure. Unde este comoara? Consider the birds. Privește păsările cerului. Consider your inability. Privește neputințele tale. Consider the lilies, the flowers. Privește florile, crinii. And here Jesus wants these people to know, he wants his followers to know that the grasses of the field often were fuel for the fire. Și le spune, iarba de pe gând, de fapt, mâine va fi arsă. In the Bible, they're often a symbol of our frailty. Iarba, cu zilele omului sunt ca iarba, spune Apostolul Petru. But the grasses should remind us of the faithfulness of God. Dar iarba trebuie să-ți aducă aminte de credincioșia lui Dumnezeu. It's so helpful sometimes to read Christian biographies. E atât de interesant să citești biografiile creștinilor. There was a man named George Mueller who ran an orphanage. George Mueller i-a pus Domnul pe inimă să deschidă un orfelinat. A man who taught us lots about trusting God. Omul acesta a pornit-o prin credință și a vrut să o continue prin credință. One night they were getting ready to go to bed and there was no bread and there was no milk for the kids the next day. Da, s-a terminat și laptele și pâinea. S-a uitat George Mueller în And God's grace had brought Mueller to a point of trusting God. Dar el a pornit-o prin credință și întrebarea este, va continua prin credință? And he got the kids and they began to pray because they believed in these promises. Dar și copiii se roagă că ei vor mânca aici. And the next morning, amazing things happen. Și a doua zi, minunea se întâmplă. One man knocks on the door. Se aude o bătaie în ușă. He said, I don't know what's going on, but God laid on my heart at 2 a.m. to start baking bread. I'm a baker. Domnul m-a sculat și a spus, mâine parte din pâinea asta o duci la adresa asta. He said, I've got a lot of bread I've baked all night. Am lucrat toată noaptea și am venit cu pâinea. A few minutes later, a milkman knocked on the door. Vine lăptarul după plecarea lui. He said, I don't know what's going on, but I got a lot of milk to give you. Nu știu de ce, persoane care ai dumneata nevoie, dar aici mi s-a spus să o aduc. He said, my delivery truck just broke down right outside the front door and I've got to get rid of it or it's going to go bad. Mi s-a stricat căruța chiar în față. Dacă nu primiți laptele, trebuie să-l arunc. What a reminder of the faithfulness of God. Așa este credincioșia lui Dumnezeu. Today, by grace through faith, would we trust that Jesus desires to care for our needs? Astăzi, prin har, prin credință, vreau să cred că Dumnezeu se va îngriji? But I want you to see something else. I want you to consider your new identity. Consider that you're part of the family of God. Nu uita, dragul meu, că ești familia Domnului. It says, for the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Toate lucrurile acestea, neamurile le caută, dar Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de aceste lucruri. Last night I had a conversation in a store with a young lady here in Bucharest. Aseară m-am mers într-un magazin și vorbeam cu o tânără. We started talking about spiritual things. Despre lucruri spirituale, am zis eu. She made it very clear to me that she did not believe in the way that I believed. Ea a vrut să-mi spună încă de la început, eu nu cred ce crezi dumneata. And if you came to me today and said, that young lady is filled with worry and fear, it would make sense because she doesn't believe in God and she hasn't had that peace. Dar dacă mi-ar fi spus de problemele ei, aș fi spus, e normal, nu crede în Dumnezeu, n-are pace. But if I told you this morning that I'm the one who believes in God, yet I'm sometimes filled with worry, you ought to look at me and say, that makes no sense. Dar dacă eu ce-aș spune, eu sunt copilul Domnului și mă îngrijoresc, te-ai uitat la mine, păi cum așa?
Because she's outside of the faith, but you're in the family. Ea n-are credință, dar tu spui că ai credință. My two youngest boys are named Benjamin and Will. Ultimii doi sunt băieți, Benjamin, cel mai mic, și Will, după el. They've never come to me once, by the grace of God, and said, Daddy, I'm nervous whether or not you're going to take care of me today. Încă până acum, n-au venit copiii și a spus, Tată, mă îngrijorez, o să ai grijă de mine. They're 2 and 5 years old. Îl mai mic 2 și altul are 5. And you know what? They trust that their daddy will take care of them. Ceva natural pentru el să creadă că tatălui se va îngriji de el. We can learn a lot from a little child. Copilul te învață multe lucruri. And Jesus is calling us today to recognize that he is faithful to provide for everything el in our lives. Este credincios să știe nevoia ta și să aibă grijă de ea. There was a famous rabbi at the time of Jesus who was teaching things differently than Jesus. Dar pe vremea Domnului Iisus e un rabin care are comentariile lui, părerile lui. This is fascinating and I think it'll bless you. De ce vreau să vă spun, sper să vă placă. He taught that God took care of the birds and the animals. Dumnezeu se îngrijește, spunea rabinul, și de păsări și de animale. But he said, because of sin, I have forfeited my right to God's care. Dar din pricină că eu sunt păcătos, Dumnezeu nu se va îngriji de mine. But Jesus was announcing that the kingdom of God had come. Dar Domnul Iisus spune, a venit împărăția cerurilor, prin venirea mea. He was coming as a fulfillment of the new covenant promise. Eu am venit să împlinesc făgăduințele noului legământ pe care l-am făcut. The consequences of sin and the fall were being reversed. Urmările păcatului și a căderii sunt luate. The fall had greatly affected all of us. Căderea omului în păcat am văzut că a afectat întreaga natură și pe om. Israel had broken the Mosaic covenant and dealt with the consequences of it. Dar poporul Dumnezeu calcă legământul lui Moise și suferă consecințe. But the new covenant had come in Jesus Christ. Dar în Iisus Hristos vine un alt legământ nou. There was hope for the spiritually broken. Și pentru cei săraci în duh e nădejde. There was hope for the spiritually bankrupt. Pentru cei falimentari e nădejde. Their redemption had drawn nigh. Răscumpărarea lor s-a apropiat. And now they had a father who met their needs faithfully. Și acum au un tată ceresc. You see, Jesus had just taught them about prayer and he said, pray like this, our Father who art in heaven. Iată dar cum să vă rugați, Tatăl nostru care ești în ceruri. In chapter 7, Jesus speaks about an example of an earthly father and then he ends it by saying how much more your heavenly father will provide. În capitolul 7, dacă părinții voștri pământești s-au îngrijit, cu atât mai mult cel ceresc. This morning he will provide for you. El însuși se îngrijește de noi. Have you ever seen a man that guarded a door? In America we would call it a doorman. Vezi, te duci la un hotel și vezi, treci prin fața ușii, este un portar acolo. And sometimes those men will only let the appropriate people by to get into that door. Dar și la un apartament, dacă vrei să sun, spune portarul, spune mie, eu sun, și ca să verific că ești tu acela care ai venit. They guard it, they watch over it, they're very discerning. El supraveghează oricine intră în clădirea aceea. I've got great news for you today. Dar am o veste bună. Our God is a divine doorman. Dumnezeu asemenea astfel de portar. He will not let anything by him that gets to you that's not for his glory and your good. Nu va permite nimic să treacă pe lângă tine care nu este pentru slava lui și pentru binele tău. Consider your treasure. Privește comoara. Consider the birds. Privește păsările. Consider your inability. Privește neputințele. Consider the flowers. Privește florile. Consider your part of the family. Privește faptul că ești copilul lui. And finally, consider a better way. Și gândește-te la o cale mai bună. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. And all these things will be added unto you. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. You see, the good news is, while we, what we,
We worry when what we treasure the most is at risk. Mă îngrijorez că ce comoara mea pot să o pierd. But we can rest when what we treasure the most is secure. Dar mă pot odihni când știu că această comoară e în siguranță. The kingdom of God is secure. Pentru că ce e sigur este împărăția lui Dumnezeu. When by the grace of God we gaze our eye upon the things of God and the things above, we need not fear. Când privesc tot ce mi-a adus Domnul Iisus Hristos, n-am de ce să mă tem. God promises his care and his protection over all of our lives. Grija și protecția Domnului mă vor conduce în fiecare zi a vieții mele. He is our covenant protector. Pentru că în acest legământ el are răspunderea mea. He is our covenant provider. În acest legământ el se îngrijește de nevoile mele. He is faithful to conform us into the image of Christ Jesus. El vrea să mă facă asemenea chipului Fiului Său. Do not be anxious for tomorrow will care for itself. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ea se va îngriji de ea însăși. Each day has enough trouble of its own. Ajunge zilei necazul ei. Jesus promises that our Father will protect and provide for us each day. Tatăl se va îngriji în fiecare zi. We don't have to worry. N-am de ce să mă îngrijorez. This morning, are you worried about your income? Care este îngrijorarea ta, dragul meu? Venitul? Are you worried about your health? Sănătatea? Are you worried about your friends at school? Prietenii la școală? Are you worried about a test tomorrow? Examenul de mâine. Make sure you study. Trebuie să înveți. Are you worried about a job interview? Dar interviul la slujba aceasta care dorești să mergi. There are millions of things we can be worried about, but we can trust in the care and the provision of our God. Milioane de lucruri de care mă pot îngrijora, dar credința mea în Always remember, Domnul. Anxiety says, I don't think you have my best interest in mind. Pentru că îngrijorarea de fapt spune Dumnezeu nu se poate îngriji de mine. So, Philippians says, be careful for nothing. De aceea spune Apostol Pavel, nu vă îngrijorați de absolut nici măcar un singur lucru. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Și în orice lucru, cu rugăciuni și cereri, să aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. And the peace of God which passes all understanding. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. So four quick things to do as we leave today. Patru învățături de aplicare astăzi. Number one, ask God for help. Unu, cere ajutorul Domnului. Psalm says, those who know you, trust you. Cei care te cunosc se încred în tine, spune psalmistul. Let's pray we can get to know him more in his word. Să cunoaștem pe Domnul în cuvântul lui ca să ne încredem mai mult în el. We can't get to know him more apart from his word. Nu-l poți cunoaște mai mult fără cuvântul lui. You may be thinking today, I don't have the faith to believe what Jesus says. Dar Doamne, nu am eu credința asta să cred tot ce scrie Domnul Iisus aici. I've got good news for you today. Am o veste bună, dragul meu. Faith comes by hearing, hearing by the word of Christ. Credința vine în urma cuvântului lui Hristos. Run to his word and God's grace will supply the faith you need to believe. Aleargă la Hristos și prin harul lui, prin credință îți va da tot ce ai nevoie. But then we got to put it into action. Dar acum, take acțiune. A step of faith and when the worries fill your mind believe what God says is true. Pășește prin credință și când îngrijorarea vrea să te strângă, adu-ți aminte cuvântul lui este adevărul. And remember God calls us to take every thought captive to the obedience of Jesus Christ. Și ia orice gând care strece prin minte și ce să faci cu el, să-l faci rob ascultării de Hristos. We have to preach the gospel to ourselves. Dragul meu, Evanghelia trebuie vestită, dar știi cui? Ție însuți. If you don't preach the gospel to yourself, worry will mow you down and trample you. Dacă nu-ți vestești ție însuți Evanghelia,
te va cuprinde îngrijorarea. We have to let the word renew our minds. Lasă cuvântul să schimbe mintea, să ți o reînnoiască. And remind ourselves of the promises of God. Și nu uita făgăduințele cuvântului Dumnezeu. Praise God that we are now citizens of the kingdom of God. Slavă lui că sunt cetățean al împărăției cerurilor. Amen. Amin. Let's pray. Ne rugăm. Lord, we thank you for, Doamne, îți mulțumim, your perfect word. Pentru cuvântul tău fără greș. Lord, we thank you that you love us so much, you're even concerned about our day-to-day worries. Doamne, tu te îngrijești până și de îngrijorările noastre. Lord, help our unbelief. Ajută, Doamne, necredinței noastre. Help us to see with God all things are possible. Ajută-ne să înțelegem că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Lord, I pray we'd be reminded that you enable what you command. Pentru că tu ce poruncești, tot tu trăiești ca să împlinești. And I pray today, Lord, you'd take all of us who struggle with this worrisome way of looking at life. Și toate îngrijorările noastre care privim la viața aceasta. And I pray we would rest our souls in the promises of Christ. Să ne odihnim în făgăduințele lui care sunt da și amin. In Jesus' name we pray. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amen. Amin.